La 1 mai 2022, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Republica Moldova a devenit astfel al 35-lea stat membru care a ratificat Convenția. Tratatul internațional pledează pentru toleranța zero față de orice formă de violență împotriva fetelor și femeilor și are drept obiectiv sensibilizarea opiniei publice și schimbarea mentalităților pe termen lung. Convenția de la Istanbul, de fapt, este unicul și cel mai important standard internațional. Convenția este numită încă și standardul de aur în acest context de către Consiliul Europei și în cazul când suntem parte componentă a acestei convenții, țările membre, țările părți aplică aceeași uniformizat, aceleași mecanisme de, și măsuri de protecție, aceleași proceduri, dar și mai mult ca atât au și capacitatea și posibilitatea să abordeze fenomenul prin prisma celor patru piloni de bază. Este pilonul prevenirii, pilonul protecției, pedepsirii și politici integrate. Țara noastră a devenit parte la un proces complex de coeziune a eforturilor comunității europene în lupta și eradicarea flagelului violenței în familie. Prin prisma analizii ample și monitorizării tuturor cazurilor, noi ne dorim să responsabilizăm actorii din teritoriu, să responsabilizăm cei care sunt în prima linie, permanent sunt responsabili de intervenție în cazurile de violență în familie, să putem preveni la faza incipientă a cazurilor de violență și să nu admitem cazuri de letalitate sau femicid. Rolul cel mai important este de a oferi și mai multă protecție victimelor violenței în bază de gen, fetelor și femeilor care au suferit acestui flagel, dar și cel mai important de a interveni nu doar cu mecanisme de a pedepsi agresorul și abuzatorul și infractorul, dar și a veni cu servicii suplimentare de care au nevoie femeile și fetele victime supraviețuitoare acestui fenomen. Servicii juridice, servicii psihologice, care la moment nu există, inclusiv legea și instrumentele pentru serviciile psihologice nu sunt și ele trebuie să fie adaptate, spații adaptate, da, de protecție pentru victimele violenței, inclusiv violențe sexuale, care noi acum servicii practic pentru ele nu avem deloc. La ziua de astăzi este un proiect de lege la care Ministerul de Interne și a avut o bună implicare de comun cu colegii de la Ministerul Justiției, de comun cu colegii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și societatea civilă întregime. Proiect de lege ca să aducem în concordanță legislația noastră în ceea ce ține de combaterea violenței familiei și combaterea violenței sexuale față de femei. Suntem numiți organ coordonator atât prin legea ratificării cât și prin legea 45 din 2007 cu privire la prevenire și combaterea violenței în familie. Deci respectiv Ministerul revine rolul de elaborare a legislației, de ajustare a legislației în acest context, de coordonare a tuturor mecanismelor de implementare și procedurilor în corespundere cu Convenția de la Istanbul. De asemenea, recent am avut după ratificare și exercițiul de raportare națională pe baza Convenției de la Istanbul. Până la data ratificării Convenției, de către Republica Moldova au fost întreprinși pași semnificativi de armonizare a cadrului normativ intern la prevederile convenționale, pe aspectele de investigare, pedepsire, dar și prevenire. Cu titlul de exemplu, aici voi menționa că, începând cu anul 2020, Ministerul Justiției a inițiat și promovat mecanismul de monitorizare electronică a agresorilor în familie, prin aplicarea brățării electronice agresorilor la etapa emiterii ordonanței de protecție de către instanța de judecată, mecanism care cunoaștem că a fost pus în aplicare începând cu anul 2021, 1 ianuarie. Ratificarea probabil a fost un punct foarte important a unor eforturi de mulți ani de zile, din anii 90 până aici. Pentru că organizațiile au fost în procesul de ratificare la toate etapele acesteia, începând de la advocacy în domeniu, începând de la informare despre convenție, până la proteste aici
ieși în stradă, a cere ratificarea convenției, dar cel mai important lucru este de fapt că organizațiile au lucrat în domeniu pentru drepturile femeilor și pentru femei au lucrat toți acești ani. Deci asta doar a fost cumva o încununare a eforturilor. Dar după asta, după ratificare, iarăși lucru continuă și asta nu este un punct final. Cel mai important rol care a avut o societatea civilă, populația, dar și organizațiile, societatea civile, ca și organizații sau întrunire și grupuri de inițiative, a fost de a aduce un pic de lumină și de explicații populației ce înseamnă această convenție, ce presupune ea, care va fi avantajele și, cel mai important, de a combate miturile despre această convenție de la Istanbul. Pentru că în societate a fost foarte multe controverse care au fost inventate inclusiv de politicieni, au fost folosite în campanie electorală și în spațiu public pentru a denatura, în general, mesajul și esența Convenției de la Istanbul. În Convenția de la Istanbul este stipulat despre conceptul de gen, dar nu este despre comunitatea LGBT. Drepturile comunității LGBT cu siguranță sunt importante, dar Convenția de la Istanbul nu este despre asta, dar este strict despre combaterea violenței în bază de gen și violenței domestice. Din această ratificare, acestui convenție este, populația are doar de câștigat și mai ales femeile, fetele și mai ales victimele violenței domestice în bază de gen.